Domnul nostru Iisus Hristos, să mulțumim Tatălui nostru Ceresc pentru ziua de astăzi. Amin. Să mulțumim pentru adunarea din locul acesta. Amin. Psalmistul spune, Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Iubiții mei, Domnul nostru, Tatăl nostru Ceresc, prin Sfintele Scripturi, ne-a dăruit planul lui de mântuire. Plan de mântuire desfășurat prin viața și trupul Domnului nostru Iisus Hristos. De la începutul cărții, din Geneza și până în Apocalips, Biblia ne vorbește despre Fiul Său. Acest Fiu al lui Dumnezeu, care a venit în lumea noastră, ne-a destăinuit prin prorocii Vechiului Testament, prin oameni sfinți, prin apostolii Domnului nostru, chiar însuși El ne-a descoperit lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Această împărăție a lui Dumnezeu nu se manifestă sau nu este propovăduită de la Ioan Botezător. Ioan Botezătorul a spus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, sau pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Astăzi este mai aproape ca și atunci. Împărăția cerurilor a fost programată de Dumnezeu pentru om. Și odată cu căderea omului în păcat, Dumnezeu a vrut să-l salveze. Și salvarea omului din păcat a făcut-o numai prin Fiul Său, Iisus Hristos. Amin. Fie binecuvântat numele. Amin. De aceea, Dumnezeu la poporul lui Israel, care l-a ales dintre multe neamuri, dintre toate neamurile pământului, l-a ales ca să fie a Lui. Și Apostolul Pavel ne spune și spune bisericii din Corint și bisericilor din ziua de astăzi, căci toate lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu cu poporul Israel pentru noi sunt pilde. Sunt învățături. Deci, ceea ce a făcut Domnul Dumnezeu cu poporul Israel, dându-le legi, porunci, sărbători. Acestea sunt niște umbră pentru viața veșnică. Deci, sunt niște lucrări în miniatură, am putea spune noi. Lucrările aceste miniatură, transformate sau arătate prin sărbătorile lui Dumnezeu, poporul Israel, a ajuns la cunoștința noastră. Așa după cum a spus fratele Dinu, sărbătorile se împart în două. Sărbători de primăvară, sărbători de toamnă. A amintit sărbătorile de primăvară care s-au împlinit în trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Sărbătorile de toamnă, de la începând cu trâmbița ispășirii și corturile, sunt sărbători de viitor, în care se vor împlini tot în persoana Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos când va reveni. Noi credem că Iisus Hristos va reveni. Spune Evanghelistul Luca în Cartea Faptelor Apostolilor, zice, de ce stați și vă uitați? Zice, cum l-ați văzut? Că s-a ridicat, așa va fi și venirea Lui, așa se va și întoarce. Deci, dacă ucenicii Domnului Iisus l-au văzut ridicându-se, cei care vor fi în viață îl vor vedea și reveni. Și mai mult ca și atâta, îl vor revedea și cei ce l-au străpuns. Doamne, de multe ori îl străpungem și noi. Am vrea ca El să revină pentru noi ca și Domn, nu ca și judecător. Și să zică către noi, veniți binecuvântați Tatălui de moșteniți împărăția.
cea mai fericită judecată va fi atunci. Când va zice, veniți, binecuvântați Tatălui. Deci, în aceste sărbători, Dumnezeu, așa după cum am spus, a desfășurat planul lui de mântuire. În această sărbătoare, care ține 7 zile, în prima zi, spune să fie o sărbătoare cu adunare sfântă. Sfântă. În cea de-a 8-a zi, în ultima zi din sărbători, tot o adunare sfântă. Și aș vrea să pun întrebarea. Când nu este adunare sfântă? Este vreodată. Înaintea lui Dumnezeu, de fiecare dată când ne adunăm, trebuie să avem o adunare sfântă, nu numai la sărbători. Pentru că sărbătoarea noastră este Iisus Hristos. Și noi beneficiem de aceste sărbători în momentul când El ne-a mântuit. Noi am intrat în odihna Lui. Noi am intrat în sărbătoarea Lui. De aceea, datorită faptului că noi îl iubim pe El, la sărbătorile pe care Dumnezeu le-a poruncit poporului Israel, venim să-i aducem laudă și mărire. Moise, în cartea Deuteronom, scrie niște cuvinte minunate. În capitolul 26. De la versetul 9. Vreau să citesc 2-3 versete. El ne-a adus în locul acesta și ne-a dat țara aceasta, țară în care curge lapte și miere. Iisus Hristos a spus așa. Eu mă duc. Că-i de lipsă să mă duc. Și mă duc și vă pregătesc un loc. Vă pregătesc o țară. Este foarte greu ca în câteva minute să comprimăm toată lucrarea. Știm cu toții că cunoaștem Biblia, cunoaștem Sfintele Scripturi și nu este străină față de noi. Deci, locul pe care îl pregătește Iisus este o țară. Țară unde curge lapte și miere. Versetul 10. Acum, iată, aduc cele din tine roade, din roadele pământului pe care mi le-ai dat tu, Doamne. Deci, poporul lui Israel a avut porunca aceasta. Să aducă roade, să aducă din roadele pământului daruri lui Dumnezeu. Pentru că aceste roade Dumnezeu i le-a dat. Și hai să facem noi o trecere peste timp. Și să ajungem în zilele noastre. Știm cu toții că toți de aici suntem pământ. Că Dumnezeu a făcut pe om din țărână. Noi ca pământ am adus roadea lui Dumnezeu. Ca să se bucure Dumnezeu de rodul nostru. Poate omul să aducă roade. Citim încă o dată. Deci tot versetul 10. Să le pui înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te închini înaintea Domnului Dumnezeului tău. Deci să pui roadele înaintea Domnului Dumnezeului tău. Care roade trebuie să le pun eu înaintea Domnului Dumnezeului meu? Pe care le fac. Domnul Dumnezeu, prin Sfintele Scripturi și prin Apostol, ne-a dat niște învățături extraordinare. Toate aceste roade, toate aceste fapte, El ne le-a pregătit. Noi ce trebuie să facem? Să umblăm în ele. Cum Domnul Dumnezeu le-a dat roadele pământului poporului Israel, i-a binecuvântat cu rodul pământului. Și aceste roade le-a adus înaintea lui Dumnezeu ca o jertfă.
sau ca și o rod de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Noi, ce trebuie să aducem înaintea lui Dumnezeu? Rodul pământului, pământului acesta. Și care este rodul acesta? Trupurile noastre. Trupurile noastre. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Ce va fi aceasta? O slujbă. Deci poporul Israel a adus slujbă aducând din rodul pământului. Astăzi noi trebuie să facem altfel de slujbă. Pentru că poporul Israel a fost binecuvântat cu țara Canaanului pământesc. Astăzi poporul lui Dumnezeu are făgăduința Canaanului ceresc. Aceste lucruri pe care Domnul Dumnezeu le descoperă lui Israel, în bunătatea lui, astăzi, prin Sfintele Scripturi, prin Iisus Hristos și Duhul Sfânt, ne descoperă lucruri privitoare la Împărăția Cerului. Aleluia! De ce? Pentru că noi avem niște făgăduințe, nu cum au avut ei, făgăduințe mai bune. Făgăduințe întemeiate în baza jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Aleluia. Aceste făgăduințe pentru Împărăția Cerurilor nu le putem noi duce la îndeplinire decât cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu. Duhului Sfânt. Apostolii au fost învățați de Iisus Hristos. Și Iisus le-a spus așa: nu vă îndepărtați de Ierusalim până nu veți primi o putere de sus. Această putere de sus ne învață, ne mustră, ne face să fim mai aproape de Dumnezeu. Iisus a zis: am să vă trimit Duhul adevărului care va fi în voi și cu voi. Și ce ne va învăța? Tot adevărul. Cine ne poate învăța? Oameni învățați cu școli sau Duhul lui Dumnezeu? Cine a călăuzit pe poporul Israel 40 de ani în pustie? Că Moise a zis: Doamne, dacă nu te duci tu cu noi, nu ne duci. Așa ar trebui să fim și noi. Să nu facem nicio lucrare până nu întrebăm pe Dumnezeu. Versetul 11 din Deuteronom: apoi să te bucuri cu levitul și cu străinul care va fi în mijlocul tău de toate bunurile pe care ți le-a dat Domnul Dumnezeul tău, ție și casei tale. Dumnezeu le spune lui poporul Israel să te bucuri cu levitul. Cine sunt leviții? Levitul nu a avut parte de moștenire. Aici e problema, că el nu a avut parte de moștenire. Că i-am citit înainte. El ne-a dat locul acesta de ne-a dus în țara aceasta. Levitul nu a avut. De ce n-a avut levitul parte de moștenire? Avea slujba să o facă în tec. Deci, el avea altă moștenire de sus. Apostolul Petru zice: voi sunteți o preoție? Vă rog frumos să-mi spuneți care este țara de pe pământ promisă nouă, promisă preoților aleși. Sau preoție sfântă, sau ne-am ales. Dumnezeu a pregătit un loc ceresc. Iisus a zis: unde mă duc eu, acolo veți fi și voi. Deci, noi suntem niște călători pe pământul acesta. Fiind călători pe pământul acesta, neavând țară, neavând o țară stabilă, mergem spre o țară făgăduită, spre o țară cerească. Această țară cerească
Așa vorbește Apostolul Pavel evreilor și ne vorbește și nouă tuturor.